Un primar mai tânăr ca cel din satul Filipeni, raionul Leova, nu găsești nicăieri în țară, la doar 25 de ani. Tudor Camerzan s-a făcut cu o dita mai primărie pe care trebuie să o conducă în următorii 4 ani. Deși a câștigat la mustață cu o diferență de aproape 50 de voturi față de candidatul democrat, el spune că nu-i va împărți pe săteni în ai noștri și ai voștri. Iar până când judecata îi va permite oficial să ocupe funcția primarului, își creionează proiectele mai mult în gând sau acasă. Spune că are multe de făcut, însă o prioritate este un drum de acces pentru ca oamenii să nu plutească prin noroi la fiecare care ploaie. De luni, adică a doua zi după turul 2, Tudor Camerzan s-a însurat cu primăria satului Filipeni. Înclădirea administrativă nu poate intra deocamdată, pentru că mandatul încă nu i-a fost validat. Totuși, tânărul absolvent al Facultății Relații Internaționale deja știe ce are de făcut. Ne aflăm în partea de jos a satului. De ce facem cu drumul ăsta? Vreau foarte mult să fac artiera aceasta să fie un drum de acces. Pentru că când plouă, oamenii nu pot ieși nici de aici, nici de aici, o ambulanță nu poate intra. Cu sau fără mandat la mână, sătenii îl opresc deja pe drumuri și îi cer socoteală pentru problemele din localitate. Păi acolo îi aduc cu autobuz, dar de aici nu poate să duc. Să vie un transportoare care să poată să ducă copii în sus la școală. Aici e luminat stradal. Da. Ce facem cu asta? Vreau să-l depun la finanțarii, anume din surse externe. Faptul că are 25 de ani nu-i prea sperie pe săteni, care îl știu de mic, mai ales că a crescut împreună cu propriilor copii. Cu câștigat ne bucurăm că e tânăr, dar a doua să fac și treabă. Eu pot să-l caracterizez ca un copil educat. Nu l-am văzut îmblând pe drumuri. Și cam cu copiii mii, au crescut împreună. Și, da, bună seara. Și e un copil educat. Da. Are 25 de ani. Da, dar și doar nu se pare nimic asta. Principalul să și capabil, să competent în serviciu. Proaspătul primar a fost plecat și peste hotare, dar a decis să revină pentru că vrea să schimbe în bine viața oamenilor, alături de care a crescut. Și oriunde nu eram, când plecam peste hotare, mă gândeam cât mai repede să vin acasă. Deci îmi place acasă. Nu-i nicăieri ca acasă. Aici locuiesc cu oameni frumoși. De altfel, el intenționa să candideze și la alegerile locale de acum 4 ani, însă legislația nu i-a permis. Așa că aștepta să împlinească 25 de ani pentru a-și înainta candidatura. Totuși, victoria nu a fost deloc ușoară. În primul tur, atât el cât și contracandidatul său de la Partidul Democrat au acumulat un număr egal de voturi. După ce au fost renumărate, la Democrat s-a mai adăugat unul considerat inițial invalid pentru că era murdar de cerneală. Atunci, Partidul Liberal Democrat, din care face parte și domnul primar, a făcut scandal. Respectiv a fost luată decizia de a organiza turul 2. De această dată, pentru el și-au dat votul cu aproape 50 de oameni mai mult. Da, a fost o campanie foarte grea, dar cred că a contat mult pentru că am fost la personal la fiecare casă, am discutat cu fiecare om. La alegerile locale de acum 4 ani, cel mai tânăr primar ales a fost Ilan Șor, care avea pe atunci 28 de ani.